Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial Microsoft To Do. Deschidem Magazin Play și căutăm To Do. Vedem aici că avem Microsoft To Do, List and Tasks. Dacă traducem, aplicația se numește Microsoft de făcut, liste și sarcini. Deschidem aplicația. Această aplicație face parte din suita Office 365 pentru educație. Ne conectăm cu un cont Microsoft. Și apoi în partea stângă jos avem listă nouă. Introducem titlul listei, întâlnire, experți, red. Putem să adăugăm și o fotografie dacă dorim sau să creăm listă. După ce am creat lista, avem un plus în care putem să adăugăm o activitate, tutoriale. Setați data scadentei. Putem să alegem azi, duminică, mâine, luni sau să alegem o altă dată. De exemplu, dăm OK și doresc să mi se reamintească. Dacă apăsăm doresc, apăsăm pe acest clopoțel și dăm gata. Și vedem că în întâlnirea expert red avem activitate, tutoriale. Bine. Apoi avem planificate. Săptămâna aceasta, vedem ce avem. Întâlnire experți red, joi 30 iunie. Aici facem liste și acestea le putem vedea după activitățile, ne apar toate listele. De exemplu, încă o listă nouă. Rezultate. Bacalaureat. Și culoarea putem să ne o alegem, de exemplu, mov. Creăm lista. Activitate. Rezultatele elevilor la bac. Apăsăm pe săgetul în sus și ne-a apărut. Doresc să se reamintească, adăugați data scadenței, repetare sau adăugăm fișierul sau și adăugăm notă. O să dăm înapoi și vedem că ambele liste pe care noi tocmai le-am adăugat s-au adăugat după activități, în josul paginii. Și de asemenea putem să
creăm în partea dreaptă, jos, dacă apăsăm pe pătrățelul cu un plus, să creăm un grup. Deci grup, experți, red. Creăm grupul. Și putem să adăugăm listele la un grup. Întâlnire experți red, adăugare. Da? Și vedem că grupul este întâlnire expert red și avem tutoriale. Lista. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.